După 30 de meciuri fără înfrângere, Corvinul Hunedoara a suferit miercuri seara primul eșec din acest sezon, pierzând returul barajului de promovare în Liga a doua de fotbal. Câștigători în prima manșă cu 2-1, corviniștii au pierdut returul din deplasarea de la Minaur Baia Mare cu 4-1 și astfel au ratat promovarea în eșalonul secundii. Corvinul a început mai bine jocul din Maramureș, având câteva ratări la 0-0, dar cum ocaziile se răzbună, cei de la Minaur au punctat în minutele 25 și 30 prin Ciocan. Hunedoara a redus din handicap în minutul 37 prin Jairo și astfel cele două combatante erau la general la egalitate. Gazdele au intrat la cabine cu 3-1 grație reușitei lui Mondragon din prelungerile primei reprize, iar Mitanul Secund a fost o cursă de urmărire a hunedorenilor. Corviniștii însă n-au mai reușit să înscrie, deși au avut ocazii și în prelungiri Stanciu a transformat un penalti, stabilind scorul final de 4-1, precum și promovarea băimărenilor în Liga Secundă. În tabăra hunedorenilor a fost supărare mare după joc, dar cu fair play aceștia au felicitat pe cei de la Minaur pentru promovare. Pentru noi a ieșit rău, chiar dacă a început bine. Am avut două situații să facem 1-0, am și ratat cu poarta goală, dar mingea în bară, după care au venit acele două goluri ale adversarilor. Am intrat în joc 2-1 și eu cred că cumva s-a pierdut și mental jocul la golul 3. Am luat mult prea ușor dintr-o fază fixă, am și vorbit-o toată săptămâna. Am mai greșit odată, meciul a fost cu repetiții. Am mai greșit odată acasă. Asta e, se întâmplă, mergem mai departe. Asta e un sport, până la urmă trebuia cineva să câștige. Au fost montați și felicit. Pentru hunedoreni există însă o șansă de promovare, mică ce-i drept, dar destul de întâlnită în ultimii ani, aceasta fiind rămânerea de locuri disponibile în Liga a doua prin neînscrierea unor echipe în campionat.